cum vă spuneam, o să filmez cu telefonul un mic vloguleț, pentru că nu am pus luni nimic. O să mă revanșez acum un pic. Am fost la pescuit, da, am fost la Dunăre, dar n-am prins nimic. Și între timp a trebuit să mă duc la muncă. Iată-mă aici, la serviciu. Călătorie în interes de serviciu. Sunt undeva prin Moldova, prin Republica Moldova. Și după cum arată vestimentația mea de meșter, s-ar părea că fac ceva gen construcții. Mă ocup cu ceva de genul ăsta. Și aici, în curtea locului unde lucrez, este un lac. Este un lac foarte frumos. Și e sălbatic, semi-sălbatic să-l numim. Are formă circulară sau aproape ovoidală și o insuliță cu mult stuf pe mijloc. Și uite, s-a făcut și grătar aici. Și nu a fost dat în folosință în... E și un cormoran. Spre pescuit. Însă e al locului, al proprietarilor de aici. Și s-ar putea să mă lase și pe mine să pescuiesc seara sau dimineața sau să văd. Și o să, de aici o să cam fac următoarele... Uitați ce loc bun! Cam pe aici. Cam de aici o să transmit următoarele vlogulețe. Bine, o să filmez cu camera și o să le montez acasă. O să mă duc, cred că, în fiecare weekend sau odată la 2 săptămâni și o să le montez acasă pe calculator. O să le fac mai frumușele, dar o să mai transmit și de-astea scurte de pe telefon. Poate șutesc linia aia pe care am găsit-o, găsesc vreo prăjină pe aici, vreun băț, vreun arac. Și dau puțin mâine dimineață la pește sau tot așa pe seară, măcar vreo oră. Am văzut pe un băiat pe aici care se tot plimbă cu o undiță în spate de bambus. Și aseară, când mă relaxam frumos pe marginea lacului după o zi grea de muncă, am văzut un banc de pești, de plătică, de caras, nu știu ce era, cam la palmă sau mai mari ca palma. Și mai sunt două bazine pe care o să vi le arat când o să montez. Aici cred că se sfârșește proprietatea. Se audă pe unul ăsta, ce frumos, odată la 10-15 minute trage câte un... Sunt niște păuni, niște pui de struți, niște struți adolescenți, de fapt. Da, și o să încerc să-i abordez. Sunt niște bazine, după cum am zis, niște păstrăvimenși și niște sturioni, niște nisetri. Dar acolo nu o să pescuiesc, dar o să vi arăt pe filmarea mare. Oare pot eu să intru pe aici? Ah, nu, deja cred că sunt în altă parte. Dar lacul ăsta e foarte... Și în față este zona mai mare și pot să bag și o lansetă la feeder. Și o să-l abordez și cu pluta, bineînțeles. În special cu pluta. O să-mi aduc undițele săptămâna viitoare. O să-mi aduc undițele. Și o să fac un... un mic catch and release, și dacă nu,
Stai, scuzați-mă, că am zis că nu o să pronunț niciodată această sintagmă pe canalul meu. O mică pescuială așa de distracție și de ce nu seară, un survival, un prăjit de distracție. Da, e foarte frumos, foarte sălbatic. Până atunci vă salut, vă transmit toate cele bune, urări de bine, salutări, strângeri de mână și vă urez fir întins la Dunăre. Poate își revine la un moment dat.